s-a părut una destul de interesantă, a fost ceva captivant, am învățat ceva nou. Care a fost senzația pe care ai perceput-o? Mi-a venit puțin frică chiar. Totul se învârtea în jur. Cunoști cazuri prietenii tăi care s-au suit la volan în starea de ebrietate? Au fost cazuri și a fost destul de rău. O senzație interesantă, adică n-am mai simțit acea senzație și e ceva nou. Da, m-am descurcat printre jaloane, dar cu pasele cu minge ar fost puțin complicate. Ai prieteni care au cunoști cazuri în care s-au făcut la volan Da, am prieteni, dar am încercat să-i evit. În caz că au consumat și s-au urcat la volan, nu m-am urcat cu ei împreună. Țin la viața mea și... Mi s-a părut o activitate foarte interesantă și utilă, mai ales pentru cei care au permis, cei care vor să dea de permis. Îi va ajuta să fie în siguranță în viitor și... O stare de confuzie, n-am știut unde mă aflu, n-am știut ceea ce făceam când purtam ochelarii aceștia. Mi era foarte greu să mă deplasez. Păi trebuie să avem grijă când conducem și să fim în siguranță mereu când practic e viața. Astăzi la Universitatea Eftimie Murgu din Reșița se desfășoară o acțiune comună cu Centrul Antidrog și Poliția Rutieră. Prin această acțiune încercăm să evidențiem tinerilor studenți acum care este starea pe care ei o percep în momentul în care se pot urca la volanul unui autovehicul, fie sub influența băuturilor alcoolice, fie sub influența drogurilor. Prin echipamentele pe care le-au adus cei de la Centrul Antidrog, treiești fiind, ei reușesc să perceapă într-adevăr cel mai bine aceste două stări pe care le-am amintit mai devreme. Numărul mare de tineri care au venit astăzi la această acțiune mă face să cred și să am toată convingerea că va fi un real succes. Bună ziua, sunt subcomisar de poliție Sorin Andrițoi, coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog din județul Caraș-Severin. Astăzi desfășurăm
o activitate punctuală în cadrul proiectului Conduită Rutieră Antidrog cu sloganul Fără riscuri, alege viața, în parteneriat cu Universitatea Eftimie Murgu din Reșița și Poliția Rutieră din județul Caraș-Severin. Scopul acestui proiect este de a îi face pe tinerii studenți, ca de altfel și pe elevii din județul Caraș-Severin, atât cei care au permis de conducere, dar și cei care vor să devină conducători auto, dar și ceilalți participanți la traficul rutier, că este important ca atunci când te afli pe un drum public, indiferent că conduci un autovehicul sau ești pieton, este important să ții drumul drept având mintea limpede. Bineînțeles, este un proiect de amploare la nivelul județului Caraș-Severin, în parteneriat și cu ONG-ul OSP de Caransebeș. Avem și material pentru practică, sunt niște ochelari care simulează starea de alcoolemie, distorsionând vizual imaginea celui care o poartă, simulând starea de alcoolemie, 0,813 la mie, dar și sub influența drogurilor și altor combinații de substanțe psihoactive. Vrem să exerseze o probă practică de îndemânare printre jaloane, să realizeze de fapt pericolul la care se expun consumând alcool sau droguri, după care să participe indiferent în ce fel la traficul rutier. Alcoolemie dumneavoastră, care indică că nu ați consumat, că nu v-a plasat influența băuturii alcoolice în momentul testării. Nici bani,